Bună dimineața, neața, îmi scrie... Rupi blana, mă! Roșu, ok, pentru Porsche Boxster. Denis, aș vrea să dai un telefon în Baia Mare, dacă se poate. În Baia Mare se aude tare de tot Radio Zona această dimineață și se vede marele premiu a României, Porschele Boxster. La telefon este Sebi Coțofană. Ceau, Sebi! La mare. Neața! La mare. Unde? Na, că s-a blocat. La mare! S-a necat în barajul Firiza, e mai sună, da? I s-o fi terminat bateria lui Coțofan ăsta mic. Nu, no. Îl avem la telefon? M-a auzit? Da, da, cum, dar? În sfârșit, sigur. Bună dimineața! Neața, suntem la mare! La ce? La mare, la Baia Mare! La Baia, la Balaton! Domnul Coțofan, hai să facem Baia Mare! Lumea se uită la Porsche? Se uită, da! Sebi! Vali Porcișanu e lângă tine, da? Da, da. În câteva minute o să ne întoarcem și o să le dăm o provocare ascultătorilor din Baia Mare. Suntem în legătură cu Baia Mare, cu cei doi imediat. Ne-a venit ideea cum să-i primiți pe Porcișanu și Coțofană în Baia Mare în această dimineață. Uite ce mișto, stă Porschele în intersecție cu ușile deschise, ca și la expoziție, scrie un ascultător din Baia Mare. Așa, deci, trebuie să-i primiți pe Porcișteanu, taurete al nostru campion național la rariuri și pasărea migratoare, Sebi Pupăză. Un fel de cucu și Pupăza sunt Coțofană cu taurete. Porcișteanu și Pupăza. Trebuie să-i primiți cu multă ospitalitate, Maramureșa. O iagă cu horincă, o pită cu slană, da? Toate învelite într-un ziar. Într-un ziar, uite, glasul Maramureșului, de exemplu. Da, să mai mănâncă. Ok, vă așteaptă acolo, da. Sebi Coțofană și Vali Porcișteanu. Palinca cu horinca nu a fost problema. Da? Țin băiemărenii sticlele de horinca romană, cum țin bucurisele cutele de baseball. Ce faci? Te-a ajuns, gata. Ce cauți acolo? Hai, mă, te-a ajuns. Mergi tu? Păi da? Nu? Nu trebuie să simt și eu ce înseamnă? Dacă te schimbă pilotul, copilotul e cu frică. Ia. Și ajută asta, cred? Da. Asta e mult. Marele premiu al României. Ai pus centura, da? Uite. Da, mergi încet. Ia, să-mi zici, dacă, să-mi zici dacă am stofă. Da? Dacă ce? Dacă am stofă. Nu vezi, dacă ești îmbrăcat cu hanorac și stofă, fiți? Ușor, ușor cu ambreiajul. Asta e! Ține mâinile corect la 9 și un sfert, da? La 9 și un sfert. Așa. Ah, e bine, tati? Tati? Da, fiule! Vezi că-ți dau una după ceapă dacă nu mergi. Uite, vezi? Dispozitiv hands-free. Uite. Uite-te, bă, că poți urci. Cască, dispozitiv hands-free. Băi. Vescan și Alina Eremia în dreapta ta. Dreapta mea, am pregătit și știu. Când ai avut ultima oară un campion în dreapta? Băi, ușor! O să fie o oră foarte tare dacă rămâneți. Porcișteanu și colegul meu Sebastian Coțofană, de luni de când au plecat prin țară. Au fost de dimineață la Baia Mare. Care este următorul oraș în care se va opri Porsche? În care vor opri Vali Porcișteanu și Sebi Coțofană. Primul ascultător care ghicește orașul corect primește o cheie ce îi poate aduce chiar Porschele Boxster. Este atât de simplu. Bă, asta e fără cheie. Asta e fără cheie, mă. Este următorul. E înjală cu cheia. O să intrăm în direct normal cu Sebi la momentul potrivit pentru a ne confirma.